Bună ziua, vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți la întâlnirea noastră. Este prima conferință de presă organizată în acest mod după instalarea noii echipe. Am încercat până acum să ținem legătura cu dumneavoastră prin comunicate de presă și cred că au fost aproape zilnic comunicate de presă. Și sigur, atunci când am putut și am avut timp, am și răspuns. Sau am intrat fie în direct, fie prin răspunsuri solicitărilor dumneavoastră pe diversele probleme care au apărut. Astăzi vrem să vă prezentăm un bilanț al primelor 3 luni ale echipei noastre la Minister. Pentru că suntem într-un an mai special din toate punctele de vedere, dar în primul rând pentru noi, pentru Ministerul Culturii, este foarte important cum negociem și cum scriem viitorul plan național strategic, adică cum vom finanța, cum vom sprijini noi Ministerul Culturii, Guvernul, Agricultura și Industria Alimentară din România în 2021-2027. Și pentru că pornim de la o realitate privind balanța comercială și mai corect spus deficitul balanței comerciale în ceea ce privește agricultura și industria alimentară, care începând din 2015 a apărut acest deficit. Anul trecut, de fapt în 2018, a depășit 1 miliard de euro, iar la finele lunii noiembrie anul trecut, pentru că aici avem datele oficiale, era de aproape 1 miliard de euro, 988 de milioane de euro. O să avem și, probabil în aprilie, cei de la INS ne vor furniza datele finale. Practic, avem un trend nu prea pozitiv pentru agricultura românească. Exportăm materie primă, importăm materie procesată cu valoare adăugată mare, practic exportăm subvenții. De aceea, în acest plan național strategic, încercăm să schimbăm trendul. Am venit în noiembrie, am început să lucrăm la ceea ce înseamnă elaborarea acestui plan național strategic, pe care sigur va trebui la un moment dat să-l prezentăm și Comisiei. Am avut dezbateri cu aproape tot ce înseamnă mediul asociativ, într-o primă etapă, noiembrie-decembrie. Am reînceput aceste dezbateri, iar acum vom discuta concret pe o analiză SWOT făcută de către colegii mei în Autoritatea de Management pentru PNDR, structurile din MADR și grupurile de lucru pe care le-am organizat împreună cu partenerii sociali și s-au identificat a fi prioritare următoarele. Investiții în dezvoltarea capacităților de procesare și depozitare a produselor agroalimentare. Sprijinirea sectorului zootehnic, având în vedere scăderea efectivelor de animale, dar și a valorii genetice scăzute acestor animale. Susținerea formelor asociative cu rol economic, și aici mă refer în primul rând la cooperative, pentru că cei mulți și mici care au învățat să producă și sunt producții de foarte bună calitate, nu reușesc întotdeauna să vândă producțiile la un preț competitiv care să-i facă să reziste pe piață și, de asemenea, inputurile sunt și le procură la niște prețuri dezavantajoase. De aceea vrem să încurajăm foarte mult această asociere. Și susținerea fermelor de familie. Ați văzut, este un leitmotiv al guvernării noastre, această susținere a fermelor de familie, pentru că noi credem că este pilonul de bază al dezvoltării satului românesc și că guvernul are datoria să facă cât mai mult pentru ca aceste ferme de familie să rămână. Vom înainta acest draft serviciilor Comisiei Europene. Am demarat demersul pentru contractarea serviciilor de consultanță cu Banca Mondială și cred că vom semna la finele lui februarie contractul pentru fundamentarea intervențiilor pe pilonul 1 și pilonul 2. Și, sigur, vom continua activitatea în acest domeniu de elaborare a planului național strategic. În paralel ce am lansat, și aici aș vrea să mă refer la măsurile noi pe care le-am lansat, legate de programul acela cu tânărul fermier.
Pe lângă faptul că în acest an s-au alocat 43 de milioane de euro pentru programul Tânărul Fermier, 42 mai exact, aproape 43, iar lansarea, calendarul de lansare estimativ va fi în sfârșitul lunii aprilie, am pregătit o modificare a legii 268, care spunea că se pot acorda suprafețe de până la 50 de hectare tinerilor fermieri. Până la această dată, din suprafața totală de teren cu destinație agricolă, care este administrarea ADS, care este de 319.000 hectare, am constatat că sunt libere de contract cam 50.000 de hectare și că suprafața concesionată tinerilor fermieri este zero. Vom încerca ca acei tineri fermieri care beneficiază de programul Tânărul Fermier să le acordăm și suprafețe conform acestei legi. Avem HJ-ul, va fi pus în dezbatere și o să-l promovăm foarte repede. O altă măsură ar fi cea legată de modificarea HJ-ului 226/2015. Practic, ce modificare aducem aici? Solicitantul va putea depune un singur proiect în cadrul sesiunii de depunere pentru acea submăsură de investiții, fără să-i fie limitată dreptul de a depune proiecte și pe alte submăsuri. Apoi, am identificat 223 de milioane de euro și am inițiat discuții cu Comisia ca aceste sume să fie constituite ca plăți pentru zonele cu constrângeri naturale care au fost lăsate, să zic așa, fără o bugetare corespunzătoare și unde cererea este foarte mare. De asemenea, vom continua, vom lansa măsuri privind serviciile de consiliere, sprijin pentru participare pentru prima dată la schemele de calitate, pentru că ne dorim foarte mult să promovăm aceste produse de calitate, sprijin pentru investiții în procesare, marketing și produse agricole. De asemenea, am identificat 12 milioane pe care le-am dirijat pentru abatoare de mică capacitate în zona montană. De ce? Deși era apărută legea muntelui și alte legi conexe, nu era bugetat nimic în acest domeniu pentru această zonă. Și până când în Programul Național Strategic vom prinde măsuri pentru a finanța proiecte și în această zonă, aceste 12 milioane care le-am găsit, le-am dirijat către zona montană pentru abatoare de mică capacitate. Și aici fac o paranteză. Capacitatea de abatorizare a României este de 4 ori mai mare decât efective de animale pe care le avem. Dar doar că abatoarele sunt dispuse nu într-un mod foarte fericit pe teritoriu. Și sunt zone, mai ales în zonele montane, zonele de deal, în care aceste abatoare de mică capacitate sunt necesare. De aceea am dirijat aceste sume, în urma, sigur, consultării cu cei din zonă. Legat de aceste ajutoare de stat, ajutoare de minimis care au fost lansate în anii trecuți și de care se tot spune că nu le vom continua. Le vom continua, dar, cum am spus la început, le vom monitoriza mai atent și le vom îmbunătăți. Și am să încep cu programul Tomata. Susținerea produsului tomate în spații protejate pentru anul 2020. Sigur că această schemă viza producția de tomate în perioada de extrasezon. Atunci, în urma analizelor, s-a constatat că importurile sunt foarte mari. Și s-a dorit a se finanța această producție. Continuăm și în acest an producția. Termenul de depunere va fi până în 15 aprilie. Valorificarea producției va fi până în 15 iunie inclusiv. Cu ce venim în plus aici? Tocmai ca să nu repetăm, sau să nu se repete, să zic așa, greșelile din anii trecuți, ca să avem o siguranță în calitatea tomatelor care este oferită populației, este cât mai bună, cei care vor beneficia de acest program vor trebui să dețină un registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, care va fi
verificat de către Autoritatea Națională Fitosanitară. De asemenea, o copie a firmelor din registrul agricol deschis la primărie. Verificările se vor face la începutul rodirii și la începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valoarea ajutorului de minimis este de maxim 3.000 de euro pe beneficiar pe an. Suma alocată deocamdată anul acesta fiind de aproape 40 de milioane de euro. Cantitatea minimă ce trebuie comercializată este de 3 tone pe 1000 de metri pătrați. Cu ce venim în plus? Am solicitat și vom solicita reprezentanților Direcțiilor Agricole Județene și Autorității Naționale Fitosanitare, acolo, în localitățile unde sunt sute sau chiar mii de beneficiari acestui program, ca verificarea dosarelor și instruirea privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protecție a plantelor se facă la primăria respectivă. Este mult mai simplu să se deplaseze unul sau mai mulți angajați ai Direcțiilor Agricole decât să meargă mii de oameni la sediul DAJ-urilor. Pentru că discutăm aici de câteva județe unde numărul beneficiarilor este foarte mare și sunt cunoscute Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman. Vom, la rectificare, cu siguranță vom identifica sume în așa fel încât să fie finanțată și ciclul 2 de producție. Știm că sunt fermieri care și anul trecut și și anul acesta se pregătesc să producă tomate în spații protejate pentru ciclul 2. Deci asta ca să clarificăm și să-i liniștim oarecum pe cei care sunt și vor fi beneficiari acestui program. De asemenea, vom continua și programul de minimis legat de producția de usturoi, aceleași condiții, aceleași sume ca și anul trecut, sigur, verificările în teren și aici și instruirile privind eventualele tratamente cu substanțe de protecție a plantelor vor fi asemănătoare. Legat de programul Motorina cu acciză redusă, ajutorul de stat la motorină cu acciză redusă. Anul trecut, în decembrie, am reușit să bugetăm și să emitem un HG numărul 76/2020, în care se aprobă un buget de 411 milioane pentru acest program, din care vom plăti toate restanțele pe anul trecut, adică aproape 50% din trimestrul 2, trimestrul 3, respectiv trimestrul 4. Iar la rectificarea bugetară vom aloca sume și pentru anul 2020. Celelalte programe, și am să le iau foarte pe scurt, nu vreau să vă plictisesc foarte mult, programe de minimis în zootehnie, ajutorul de minimis privind programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița, rasele autohtone. La solicitarea acestora, programul va fi schimbat. Ei au spus că vechiul program nu a putut fi accesat. Nu, aproape n-au reușit să acceseze nimeni bani din program, mai ales anul trecut. Și vor să schimbe programul. Există o propunere de HG care am lucrat-o împreună cu ei și cu cei de la Direcția de Zootehnie. Iar sprijinul va fi axat pentru scroafe de reproducție în rasă pură în vederea creșterii numărului de animale înscrise în cartea de rasă. Și este în dezbatere cu reprezentanții sectorului de suine din rasele Bazna și Mangalița. Sigur că aici o să avem probleme privind, mai ales privind programul pentru Mangalița, probleme de implementare datorită evoluției pestei porcine africane și știm că rasa respectivă se crește oarecum în un sistem semiliber. Și va trebui cu cei de la ANSVSA să găsim soluții realiste. Apoi, programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, care a fost lansat anul trecut, dar care i s-a alocat o sumă de 60 de milioane de euro și ulterior a fost distribuită către alte sectoare. Problema a fost că aplicația în care acești beneficiari trebuiau să se înscrie nu funcționa.
Am preluat programul, îl prelungim și anul acesta și facem cerere către Comisia Europeană să prelungim perioada de aplicare, pentru că el trebuia să termine practic în 2020. Contractarea trebuia să fie până la sfârșitul anului 2020. Am alocat 60 de milioane de euro pentru acest program. La fel și pentru programul privind activitatea de reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol. 46 de milioane de euro pentru acest program. Sigur, ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor în scopul îmbunătățirii calității genetice. Aici am avut întâlniri cu aproape toți crescătorii, toate asociațiile. Sigur, cea mai aprinsă discuție a fost cu cei de la ovine, caprine și respectiv bovine. Valoarea ajutorului de stat pentru 2020 va fi de 54 de milioane de lei, din care 25 de milioane pentru bovine și 29 de milioane pentru speciile ovine și caprine, cu specificația că cei de la Autoritatea Națională de Zootehnie vor monitoriza cum se distribuie aceste sume, cum se conduc registrele și cărțile de rase, registrele genealogice, și vom pune accent mare pe genotipare. Genotipare atât pentru stabilirea paternității, dar și genotipare pentru ovine, pentru identificarea animalelor care sunt sensibile la screpi și care trebuie să fie eliminate din efectiv, pentru că sunt costuri foarte mari apoi cu eradicarea screpii. De asemenea, ajutorul de stat pentru motorină, 400 milioane lei. De asta am spus eu? Da. Program Național Apicol. Valoarea acestui program pentru 2020-2022 este de 31 de milioane de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de jumătate, 15,7 milioane de euro, restul sunt bani naționali. Este un program aprobat. În prezent elaborăm proiectul de HG pentru aprobarea acestui program pe perioada 2020-2022. Într-o săptămână să dăm drumul acestui program. Apoi sunt celelalte scheme de plăți directe, sprijinul cuplat, ajutoarele naționale tranzitoriu, care sunt în plată. Sunt trimise la plată și aici colegii de la APIA pot să ne spună mai multe. De asemenea, se continuă programul de ajutor de stat pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, alocând 900 de lei pe tona de cadavre. Și aici vreau să mă opresc și am lăsat de la urmă acest program de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lână. Pentru că am observat că anul trecut apetența beneficiarilor pentru a accesa acest program a fost mult mai mică decât în anii precedenți. De aceea, anul acesta o să monitorizăm mai atent ceea ce se întâmplă. La un control făcut de colegii din minister s-a observat că foarte multe... Da, deci această colectare de lână s-a făcut doar scriptic în multe situații, fără a se ridica efectiv cantitățile de lână obținute după tunsor. Că s-au constatat cantități de lână raportate pe un animal de 13, 9 kg, chiar și 36 de kg de kilograme lână pe animal, la unii fermieri. De aceea am trecut ca și modificare aici, că cantitatea maximă de lână pe cap de oaie, pentru care trebuie făcută dovada comercializării, 4 kg pe cap de oaie, maxim. Și împreună cu sectorul ovin căutăm și alte soluții pentru a valorifica această lână, zic așa, să fie mai... Potențial de prelucrare. În primul rând să căutăm un potențial de prelucrare atât pentru industria textilă, dar și pentru industria de construcții. Pentru că dacă ne uităm pe balanța privind importul și exportul de lână, vom constata că deși exportăm cantități impresionante de lână neprelucrată la niște sume foarte mici și importăm cantități mici la sume foarte mari.
Practic exportăm și aici subvențiile pe care le dăm. Asta am vrut să vă spun legat de Programul Național Strategic, de toate programele pe care le-am lansat anul acesta, pe care le continuăm, cele care le-am găsit exact așa cum am promis. Dar, repet, la finele 2020, tot așa cum am promis în 2019, vom face o evaluare a tuturor acestor programe naționale și o să vedem cum le îmbunătățim, pentru că unele dintre ele sunt perfectibile, unele ar trebui schimbate. Și vă dau un exemplu. Majoritatea legumicultorilor au cerut să transformăm programul Tomata în program legume în spații protejate, pentru că sunt și alte legume care ar trebui să beneficieze de acest program de susținere. Mai multe luni, marți și miercuri, la audierile din Parlament, cu siguranță, dacă veți fi interesați să participați unii dintre dumneavoastră, acolo, probabil, la întrebările colegilor noștri, o să dăm și alte răspunsuri, în afară de cele legate de programul de guvernare, de ceea ce am făcut până acum și de ceea ce avem de gând să facem. Sigur, întrebări. De data aceasta vom răspunde la întrebări legate de subiectele de aici. Nu, dar poate am un conștiință la voastră ce poate să spuneți în conștiință. Atunci o să începem. Vă rog să începeți. Am fost foarte atentă la ceea ce a spus dumneavoastră. Am și citit proiectele de hotărâri de guvern, ordine de ministru, ce mai sunt ele, programele de minimis. Ați luând punctual un program Tomata, care deja a devenit un fel de standard la agricultură, a spus că va exista și o ediție de doamna programului. Totuși, proiectul de act normativ spune clar că totuși se va deruga numai în jumătatea anului. Semnalul este în plus, se spune că dacă cererile sunt mai mari decât suma acordată, valoarea pe care o va primi fiecare agricultor în parte va fi diminuată corespunzător, proporțional. Ce trebuie transmis beneficiarilor? Pentru că legea nu prevede și o etapă de toamnă. A spus să așteptați rectificarea bugetară. Este în luna august, după lege. Poate o mai insista și alta mai multă, nu știu. Ce transmite noi legi? Exact ceea ce v-am spus eu. Că va fi și o sesiune de toamnă, pentru că ceea ce ați văzut dumneavoastră era un proiect lansat în dezbatere. În urma dezbaterilor care le-am avut cu asociațiile de legumicultori, am modificat și cantitatea. A venit sugestia din partea unora dintre legumicultori de a crește cantitatea de la 2 tone la 3 tone, unii au spus chiar 4 tone. Am modificat și datele în care se depun dosarele și de asemenea și data recoltării. Până în 15 iunie. Tocmai pentru a preveni ca în tentația de a avea producții cât mai rapide să se utilizeze substanțe care eventual nu ar fi foarte sănătoase pentru consumator. Și am prelungit această perioadă, până în 15 iunie. De asemenea, și sesiunea de toamnă, am gândit-o tocmai pentru că unii dintre ei au venit și ne-au spus că așa și-au făcut business planul, încât acum în primăvară să cultive altceva și abia în toamnă, și că ar fi bine să fie și pentru perioada de primăvară și pentru perioada de toamnă acest ajutor, tocmai pentru a se acoperi toată perioada anului, sau cât mai mare parte din an, cu roșii românești. Deci ceea ce ați văzut pe site era o propunere, în dezbatere, unele lucruri le-am înțeles, le și rezolvăm. Cea legată de bani este simplă. Noi vrem să dăm bani celor care cultivă roșii și care l-au cultivat și înainte și care vor cultiva și după ce dispare această formă de minimis.
Deci nu cei care cultivă doar dacă se dau 3.000. De ce n-ar cultiva dacă suma este 2.700? Încercați, nu știu. Păi, noi încercăm. Și am curajul să spun acest lucru. Noi vrem să dăm bani celor care chiar cultivă roșii. Și care, indiferent de intensitatea de sprijin, o vor face în continuare. S-ar putea să fie 3.000. Nu știm încă. Pentru că dacă vom face o monitorizare mai atentă, s-ar putea să, ca numărul de beneficiar real să se încadreze în sumă și să fie 3.000. Și e real cum ajung să fie real? Poftim? S-au constatat că la control au fost foarte multe semne de întrebare privind veridicitatea unor dosare. Sau că într-un an s-a depus un dosar și, pe urmă, în anul următor s-au depus 3 dosare pe acel solar pentru că s-a splitat. Deci au fost foarte multe, să zic așa, neconformități privind acest program, iar cei de la DAJ-uri au spus că au reușit cu greutate să monitorizeze acest program. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu cei de la DAJ-uri și toate informații și de la ei am luat informații legate de implementarea greșită în unele situații a acestui program. Repet, toți cei care lucrează corect și care cu siguranță au cultivat roșii și vor cultiva multă vreme de aici încolo, vor beneficia de ajutorul nostru. Cei care doar vânează subvenții, nu putem să-i ajutăm ca și pe cei care sunt de bună credință. Și e logic să fie așa, că sunt bani naționali. Sunt banii noastre, sunt banii noștri. Până la urmă extindeți acest program și la alte regiuni. Cele mai zice situații ieri, agricultorii sunt extrem de îngrijorați, o să-și cadă foarte mult producția, că va fi diminuată anul acesta. Da. A fost și o toamnă care a luat foarte puțin, vă veniți la ceva ajutoare? Acum, legat de ajutoare. Deocamdată, oficial, am mai răspuns la asemenea întrebări, oficial nu avem nicio îngrijorare oficială din partea niciunei asociații până la momentul acesta. Doar estimări. Da. Chiar m-am întâlnit cu mulți dintre fermieri și mi-am notat câteva chestiuni. Ei, majoritatea spun că a reușit totuși să-și pregătească terenul pentru semănat, că au o densitate la orz, la greu, la triticale destul de bună, între 400-600 plante pe metru pătrat, că plantele de greu și orz sunt în general bine înfrățite, dar că datorită temperaturilor ridicate sunt insuficient de bine călite și că s-ar putea să fie o problemă cu înghețul în lipsa stratului de zăpadă. Acum am văzut că în ultima perioadă am mai nins. Cei de la meteo ne spun că s-ar putea să mai cadă și precipitații. Și sigur, ar fi necesar un aport de apă în mai ales în profilul de sol 0,20 cm. Dar deocamdată, oficial, nu avem înregistrat la centrul acesta operativ pentru situații de urgență nici o cerere. Noi suntem pregătiți. Știți că există un HG 557/2016 care se referă la managementul tipurilor de risc și aici se referă la toate tipurile de risc din agricultură. Secetă, căderi de grindină, inundații, atac de organisme la plante, prin care sunt acele comitete care constată pagubele și noi putem ajuta, să zic așa, în trei modalități legate de cu acest centru operativ. În urma constatărilor de acolo, cei de la APIA livrează, să zic așa, subvențiile, indiferent de cantitatea de producția pe care o au, pentru că acel comitet județean constată acest lucru. De asemenea, sunt scutiri la impozitare proporțional cu pierderile și avem un program, măsura 17.1 parcă, prin care încercăm să educăm agricultorii să își facă asigurări. Plătim până la 70% din polița de asigurare și chiar avem aici o situație legată de intensitatea acestui și de cât de mult a fost accesată această măsură de către da.
Iar pentru anul acesta alocăm 40 de milioane de euro. Pentru contribuții la primele de asigurări, încercând să-i educăm să-și facă asigurări. Pe de altă parte, colegii de la ANIF au început să-și verifice. Deci au început treaba, își verifică toată infrastructura, în primul rând infrastructura principală. Pentru că infrastructura secundară este atributul asociațiilor de udători. Avem și aici o estimare și un istoric în modul în care s-au aplicat udări în perioada 2017-2019. Ei sunt pregătiți. Am lansat și aici un program de extindere a infrastructurii secundare și anul acesta. 43 de milioane de euro, da. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii componenta irigației. Deci pentru asociațiile sau organizațiile de udători, anul acesta, în martie-aprilie, vom lansa o măsura 4-3 cu 43 de milioane de euro. În așa fel încât apa să ajungă. De asemenea, programul apă gratuită va fi și anul acesta. Spuneați că tinerii vor putea primi 50 de hectare din pământul statului de la Agenția Domeniilor Statului. Vreau să ne dați câteva detalii, în ce condiții, concesiune, pe câți ani, ce obligații vor avea ei. Într-o săptămână bună, nu? În maxim o săptămână o să fie pe site toate condițiile. Și acum ce știți dumneavoastră? Adică dați-ne câteva minute. În ce condiții un tânăr poate lua pământ de la stat, de la DSE? Și unde vor depune ciorile pentru cele la DSE? La DSE. Va fi legat de studii în domeniu, va fi legat de înregistrare pentru prima dată să fie înregistrat pentru prima dată ca tânăr fermier, să fie beneficiar al programului tânăr fermier. Deci noi vrem, practic, să venim în completare la programul tânărul fermier și cu alocarea unor terenuri. Pentru că fenomenul acesta de îmbătrânire a fermierilor și, în general, a celor care activează în agricultură, nu este numai în România, este peste tot. Și toate statele încearcă să încurajeze cumva menținerea tinerilor în acest domeniu. Vor lua pământul în concesiune, repet întrebarea. Și vor putea cu acest pământ să depună, de exemplu, un proiect pe 112? Nu mai există unul. Sau viitoarea, pentru tine, cum se numește. Da. Adică cum v-ați gândit, vreau să înțeleg și un mecanism. Da, ei vor putea beneficia și de alte proiecte. Deci ei vor putea accesa și alte măsuri. El va fi un fermier activ. Ok. Și încă o întrebare, vă rog, legată de lână, pentru că am rămas puțin blocat. Spuneați că au fost situații în care s-a raportat 36 de kilograme de lână pe animal, da, mai mult decât animalul, probabil. Da. Până la urmă, cine răspunde? Eu înțeleg că s-au făcut și plăți anapotan în acest sens. Înțeleg că ați făcut niște controle. Ce se întâmplă mai departe? Așa sau? Cei care... Dar în ce județ s-a descoperit? Da, dar ține câteva minute. 36 de kilograme de lână. Ați spus că s-au făcut verificări și s-a, da, găsit o oaie care dă Nu oaie. Într-o exploatație media de lână care a fost raportată, a fost de 36 de kilograme pe animal. Deci nu la o oaie. La toate oaiele. Au fost, deocamdată am descoperit în două județe, în Sibiu și în Bihor, și sigur. S-a extins controlul. Controlul s-a extins, iar notele de control au fost înaintate inspectoratului de poliție, celor care se ocupă cu... Pe care, de consecință, veți schimba condițiile pentru accesarea ajutorului la, da, la lână? Da, asta am și spus. Va fi maxim 4 kg. Și vom încerca să monitorizăm mai atent și anul viitor să încercăm să schimbăm acest program, să fie mai atractiv, să nu se întâmple aberațiile acestea. Și au primit acești bani. Să se facă verificările și să putem afla... Da, da.
Sigur, vă răspund eu la întrebare. Păi este de vegetal. Sunt secretarul de stat care gestionează și autoritatea de management pentru PNDR. Este vorba de o altă schemă de sprijin. Este o schemă de sprijin finanțată din fonduri europene, în care Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură gestionează forma de sprijin. Nu are legătură cu ajutorul de minimis acordat prin direcțiile agricole. Acolo este vorba de un sprijin cuplat la tomate cultivate în câmp, pentru care s-a solicitat cu titlu de avans din partea APIE, pentru că există acest mecanism la nivel european și este o anchetă în curs și sigur că cei care sunt vinovați vor răspunde în fața organelor de urmărire penală și vor suporta consecințele. După acest incident s-a luat decizia pe o analiză de risc ca la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, acolo unde se acordă avansuri, să existe o verificare 100% pe ceea ce înseamnă astfel de solicitări de plata în avans, tocmai pentru a evita fraudele cu fonduri europene și noi ne dorim ca România să fie un stat european care să respecte în tocmai toată legislația europeană în ceea ce privește acordarea subvențiilor europene. Acolo, și acolo există o anchetă în curs. Cât am putut și cât a fost posibil, am dat informație. Acolo s-au întâmplat niște lucruri foarte grave, legate, în primul rând, de gestionarea, de modul în care executivul de la Casa Unirea și-a îndeplinit atribuțiile. Sunt două fapte grave, două dosare care au plecat spre cei care trebuie să ancheteze, spre instituțiile care se ocupă. Deocamdată. Acolo încă există o problemă privind gestionarea acestui proiect Casa Unirea. Cei din Consiliul de Administrație, jumătate au plecat, am fost nevoiți să înlocuim Consiliul de Administrație. Nu prea reușesc să se întâlnească cei din Consiliul de Administrație cu cei din Executiv. Sigur, fiind și acele probleme delicate care erau deja în curs când noi am venit aici, nu am dorit să intervenim în așa fel încât să influențăm atât ancheta internă, dar și ancheta care începuse acolo. Ancheta penală? Da. Și ce zice achiziții sau ce am? Da, au achiziționat. Cei din Consiliul de Administrație spun că cei din Executiv au achiziționat și au dat un avans de aproape 1 milion de euro pe care se pare că îl vor pierde pentru un depozit și o livadă. Iar această achiziție nu a fost făcută cu acordul celor din Consiliul de Administrație. S-au întâmplat mai multe. Apoi au alocat aproape 1 milion de lei sau 700.000 de lei unui eveniment politic. Sunt mai multe aspecte. Din banii Casei Unirea. Da, din banii Casei Unirea. Practic, Casa Unirea, cea mai mare cifră de afacere a Casei Unirea a venit chiar din aceste organizări de evenimente politice și acea tranzacție nereușită. Asta a fost. Și pentru producători doar 6%. 6%. 6% din cifra de afaceri s-a referit la activitatea cu producătorii, cu colectarea și vânzarea produselor celor mici. Călora, sigur, era destinată această entitate.
Dar nu știu nici ați verificat dumneavoastră orice fermier avea acces în aceste magazine sau doar cei care aveau anumite carnete? Asta este o altă problemă. Pentru că, și am spus-o de la început, eu n-am crezut în conceptul acestei case, pentru că în momentul în care statul intră și din arbitru devine jucător, intră pe piață și avantajează doar pe unii jucători de pe teren, totul se dă peste cap. Pentru că au, din datele pe care le avem noi și le are toată lumea, au luat spre vânzare produse doar de la unii dintre producători. Iar în momentul în care acei producători nu mai aveau marfă, luau tot de la ei, acestea devenind intermediari. Practic, ei luau de la cei care nu aveau acces în magazinele Unirea și prietenii de casă deveneau intermediari. Dar și aceste aspecte sunt cercetate și, până la urmă, toți cei care au făcut-o, pentru că au făcut-o cu bună știință. Deci tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost... Sigur că ideea, și am spus-o și altă dată, ideea de bază de la care s-a plecat, cred că a fost o idee generoasă și anume aceea de a ajuta pe cei mulți și mici care nu reușesc să-și vândă produsele, să fie vândute aceste produse. Dar soluția realistă și corectă este să-i ajut, să-i încurajez să se adune, să intre în cooperative sau în hub-uri. Sau... Asta este soluția realistă și pe care statul trebuie să... și atitudinea pe care statul trebuie să o aibă. Dumneavoastră, cu tot demers în acest sens? V-ați gândit la ceva? Ce ați putea să faceți în acest sens? Bineînțeles. Pentru a ajuta pe cei mulți și mici? Da, bineînțeles. Noi am și spus. Dacă ne reamintim, printre cele 5 mari priorități identificate în urma analizei SWOT, în programul național strategic vom avea ca una din cele 5 mari priorități exact stimularea asocierii și stimularea acestor cooperative, precum și accesul lor la spații de depozitare și la facilități de prelucrare, pentru că aici suntem deficitari. Până la urmă, magazinele acestea rămân, mai funcționează, le păstrați? Sau le închideți? Vor decide cei din Consiliul de Administrație, pentru că este foarte delicat ca eu să intervin până nu am niște concluzii foarte clare. Atât din partea celor care au început deja acolo anchetele, din partea celor din Consiliul de Administrație. Aveam mare lucru de spus în această situație? Poftim? Aveam mare lucru de spus în această situație? Păi da, și Aga are spus. Acolo, în mod normal, toate cele trei structuri. Și partea executivă, și Aga, și Consiliul de Administrație. E o acțiune de casă. E o acțiune de casă. Știți? Casa Unirea. Nu știu, eu am spus când am venit celor, m-am întâlnit în prima zi. Pentru că am fost sunat atunci de către cei din Consiliul de Administrație, în prima zi când am venit la Minister, s-au grăbit să vină să-mi spună și, repet, două fraze am reținut. Că magazinele sunt niște butaforii și că acolo se întâmplă lucruri cu ispena, de care ei vroiau să se delimiteze. Deci chiar cei care, teoretic, păstoreau, nu? Consiliul de Administrație. Și atunci, sigur că eu am avut un semn de întrebare privind ceea ce se întâmplă acolo, dacă chiar ei îmi spuneau că nu se întâmplă lucruri curate. De aceea, decizia de a continua va depinde și de concluziile anchetelor respective și cât de realistă este această schemă de ajutor. Pentru că, practic, este o schemă de ajutor în care statul a încercat să ajute pe cei mai mici să-și vândă marfa. Dar în opinia mea, repet, în opinia mea, conceptual este greșit. A fost făcut, și nu mă feresc să o spun, doar în scop propagandistic, electoralist, fără să se gândească apoi la consecințe și la ce se va întâmpla în pasul 2. Și atunci este posibil să renunțați la acest proiect. Sau să-l modificăm. După știința mea, sunt. Bine, ei au făcut și multe alte... Dar nu pot să spun foarte mult. Ei au făcut și multe alte achiziții care nu aveau nicio legătură cu... Ei acolo aveau trei lucruri, după știința mea. Trebuia să facă bursa de pește, trebuia să facă 60
sau 400 de piețe volante. Și nu era un obiect de activitate să facă magazine, să... deci ei aveau cu totul altceva în obiective. Le-au schimbat pe parcurs. Și au apărut probleme în momentul în care au decis sau au vrut să decide cine, de la cine se cumpere. Dar pentru acest proiect și se fac o manifestație de partid. Da. Și sigur, au făcut și acea mega manifestație politică în care au cheltuit un milion. Aproape milion. În momentul acesta, buget pentru casa ordinea mai există? Știm că mai sunt niște bani. 93 de milioane. Păi au, ei au primit 93 de milioane la anul trecut. Și sunt. Și sunt. Deci, momentan, magazinul, de exemplu, acesta din București e deschis? Îl găsim deschis acum? Cred că este deschis. Este deschis. La cota de avarie. Ei au primit 93 de milioane. Și unde sunt banii? Din banii se apar de garanție. Ce se întâmplă cu casa unii? O închideți, o... Vom vedea. Vom vedea. Sigur că noi acum avem, ați văzut, multe alte priorități legate de Planul Național Strategic, de aceste programe care trebuie derulate. Și Casa Unirea este o problemă importantă, dar nu cea mai importantă pe care noi avem acum. Iar lucrurile acolo au luat-o într-un anumit sens. Sunt mai multe anchete care se derulează și noi vă spunem ceea ce vă putem spune și noastră cu siguranță o să înțelegeți de ce spunem doar unele lucruri. Poliția și partidul au indicat documente acolo? Au fost trebuși. Da. Eu am început. A început. V-au solicitat documente? Le-au cerut Blor, nu nouă. Deci astea sunt întrebări la care cu siguranță cei mai îndreptățiți sunt cei din executiv, din AGA și din Consiliul de Administrație să răspundă. Și dumneavoastră și celor care pun altfel de întrebări. Domnul ministru, bursa de pește de la Tulcea, că ați menționat-o, a costat și aia vreo 5 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Ea funcționează la ora actuală? Funcționează. Noi încercăm să salvăm proiectul ăla, încercăm să nu pierdem banii aia, pentru că eram în pericol de a pierde. Comunicarea de la Comisie a fost că ne vor lua acei bani. Încercăm acum să... săptămâna viitoare. Practic, secretarul de stat care se ocupă de piscicultură va avea o întâlnire la Digimare, la Bruxelles, tocmai pentru acest subiect. Sigur că bursa de pește și acel proiect era un proiect necesar. Și acolo n-a fost tema conferinței de presă de astăzi. Și acolo au fost foarte multe probleme. Undeva absorpția era la 26% pe programul acesta de piscicultură. Erau programate 3 porturi pescărești, nu s-a făcut niciuna. Era programat să apară o bursă de pește. Acea bursă a funcționat, știți, atunci când s-a inaugurat și au avut 2 tranzacții. Vreau să cumpere un elicopter. Au fost mai multe probleme. Acolo sunt mult. Și acolo sunt foarte multe. Noi pierdem în fiecare an alocările de pescuit la mare, cotele, pentru că nu se raportează, pentru că nu este o evidență a pescuitului, a recoltării. Bulgaria are aproape de 8 ori mai mare cota, deși deschiderea la mare este mai mică decât a României. Și pentru apele interioare există o problemă foarte mare, foarte multe terenuri, am înțeles aproape 30.000 de hectare de luciu de apă, care sunt utilizate de către cei care fac, într-o formă sau alta, această activitate de acvacultură, nefiind întabulate, nu sunt concesionate, deci statul nu beneficiază de valoarea redevențelor respective, iar cei care le utilizează nu pot să acceseze proiecte. A existat o anchetă a Ministerului către cursa aceasta, de la Tulcea, nu știu. Și acolo există și legat și de dosarele de despăgubiri și mai mult. Deci, acum... Când îndreptăm spre un dosar penal și acolo, da?
și acolo sunt foarte multe nereguli. Cele mai grave nereguli au fost cele legate de acele dosare de spăgubiri în care și-au modificat licențele, unii la modul grosolan, că am găsit două tipuri, aceeași număr de licență cu suprafețe modificate, era licența cu care activa și licența pusă la dosare de spăgubire, unde în loc de 21 de hectare au pus 121 de hectare luciu de apă pentru puiet, tocmai ca să aibă un punctaj mai mare să fie despăgubiți considerabil. Acolo sunt 4 sau 5 dosare în acel, în acest domeniu. Este această buză de pește să funcționeze? Da. Da, noi chiar vrem. Și colegul care se ocupă acum, domnul Gigi Ștefan, Gheorghe Ștefan, și pe care l-am desemnat să se ocupe de acest sector, pentru că este din domeniu, a fost cândva și președintele AMPA, și cu noua conducere AMPA. Vă face un raport săptămâna viitoare. E în teren acum. Este un, într-un turneu prin țară, peste tot unde sunt, probleme. A fost și la Tulcea, a fost și la Midia, și la Constanța. Urma să avem niște date într-o altă conferință de presă. Dumneavoastră vreți să vă spunem tot acum. Noi vrem să ne mai întâlnim săptămâna viitoare cu alte subiecte. Spuneți că veți reforma cele două agenții de plăți, APIA și API. Ce veți face? Ce înseamnă reformare? Veți face o singură agenție? Presiunea Bruxelles este să fie o singură agenție, dar vom vedea cum le vom reforma. În primul rând să fie mult mai eficiente, absorpția să fie mult mai bună, mai ales în cadrul AFIR. Și legat de unirea acestor două agenții, dacă vom fi nevoiți să o facem, o să facem în așa fel încât să nu afectăm plățile. Pentru că asta este foarte important. Că atunci, dacă vom fi nevoiți să facem această unificare, să nu sufere beneficiarii. Pentru că vedem, va fi și o perioadă de tranziție. Cel puțin 2021 va fi o perioadă de tranziție. Cel puțin 2021. Deocamdată, la nivelul comisiei, abia acum se creionează marile linii. Nu știm exact ce se va întâmpla. Noi ne pregătim, ne facem temele cu programul nostru național strategic, în așa fel încât atunci când comisia ne solicită să avem un draft pe care să putem discuta. Dar la nivel comisiei, de asta știți, mai ales din presa de specialitate, că încă și acolo sunt multe semne de întrebare legate de Green Deal, de Fork to Farm, Farm to Fork. Vorbați despre stimularea asocierii. La ce vă gândiți? Hub-uri, cooperative. Și în așa fel... Să-i stimulați ca să intre în astfel de formă asocierii. Pentru că de foarte mulți ani se spune să se asocieze de la mulți și mici. Pentru că vom... Pentru că vom da intensități de sprijin diferite celor care... Facilități fiscale. Normal. Și în cooperative sunt facilități fiscale, iar cei care activează în cooperative, pentru că avem. Deci avem câteva zeci de cooperative care funcționează foarte bine. Deci modele de bune practici avem în toate domeniile din agricultură și în aproape toate zonele din țară. Cooperative foarte bune, care reușesc să reziste pe piață și care livrează constant în marile lanțuri. Deci există modele de bune practici. Și facilități fiscale în legea cooperativelor există. Noi vom oferi intensități de sprijin diferit celor care fac parte din cooperative față de celor care... Și pentru înființarea de depozite. Tocmai altfel nu-i putem obliga pe oameni. Pentru înființarea de depozite, nu există o plan? Da. La ce vă gândiți ce măsuri? 70% la bursă, maxim 2 de euro. Pentru depozite și pentru procesare, am spus, vor fi măsuri dedicate. Până la 75% sume nerambursate și până la 2 milioane de euro limita de finanțare. Nu știu dacă am înțeles bine. A spus cumva că Uniunea Europeană cere României bani înapoi pentru bursa de pește de la Tulcea. V-au trimis o notificare și încercați să-i convingeți să nu facem această plată. Există o comunicare cu Comisia. Există o comunicare cu Comisia. Era... sau am venit la 2-3 zile după ce am venit noi aici. Există
într-adevăr un risc. În care comisia ne comunica că există riscul ca acei bani să îi pierdă. Din ce motivă? Pentru că acolo s-au investit niște bani într-un obiectiv care nu era funcțional. Și era un raport făcut atunci, un raport de audit făcut, de care comisia știa. Asta s-a întâmplat acum 3 luni. Și de timp s-a mai dat un raport din partea României, din partea comisiei. Să le astea așa un sărb bani, pentru că încercăm, v-am spus, încercăm să nu pierdem acei bani. Am înțeles, însă. Din planul național strategic, că nu am putea spune acea formă de sprijin cuplar, vor fi pentru zootehnie, de exemplu. Vom încerca să cuplăm cu performanța. Deci nu numai numărul de capete. Adică nu mai contează registrul genealogic? Ba, da. Ca până acum? Sau... Dimpotrivă, chiar despre asta e vorba. Discutăm despre un registru genealogic foarte bine făcut, realist, bazat pe genotipare, în care crescătorii se decid spre ce anume vor să meargă, spre carne, spre lapte, spre lână, în așa fel încât producțiile să fie vandabile și competitive. De sprijinul cu clasă, o tehnică de carne, dar există de genealogică, de producție de carne și de lapte. Nu numai, îmi permiteți. Nu va fi lătat. Cum e și acum, de altfel. Doar animalele de rasă primez, nu? Da. Deci rămâne continuare... Dar vom verifica că acele animale să fie chiar de rasă. Pentru că știți care a fost problema cu acele registre genealogice făcute pe genunche. Cel cu certificat de origine, mai ales la ovină. Fără să aibă la bază o genotipare care este foarte simplă și care rezolvă, vă spuneam, mai multe probleme. Și problema aceea paternității și problema eliminării indivizilor care sunt predispuși la screpi, care este o boală care, chiar dacă nu este foarte contagioasă, produce în ultima perioadă și în Europa, dar mai ales în România, pagube însemnate prin banii cheltuiți pentru eradicarea focarilor de screpi și prin problemele pe care le avem la export cu țările unde aveam în mod tradițional export. Da, și cu Turcia. Și cu alte țări, care în momentul când a apărut focare de screpii, a oprit exporturile. Noi am încercat, și chiar astăzi, de la două, am încercat să avem întâlniri cu aproape toți ambasadorii din țările unde noi, în mod constant și tradițional, exportam, să reînnodăm acele relații. La Săptămâna Verde de la Bruxelles am avut în două zile, nouă bilaterale, tocmai în această idee, să ne întâlnesc cu cât mai mulți dintre omologii mei. Avem un proiect și am început discuțiile cu Ministerul de Externe să trimitem măcar 5, anul acesta, 5 atașați agricoli în zone mai interesante pentru agricultura românească. Să începem să facem lucruri. Păi, în primul rând, în zona Golfului. Asta e o propunere mai veche. Și care sunt? Dar anul ăsta o facem. Am prins un buget. Știu. Au fost și până acum. Eu știu, dar anul ăsta o facem. Și legea cu tinerii fermieri era de în 2016, dar n-au făcut-o. Erau 0 hectare. Anul ăsta chiar o să facem. La urmă, la centrele acestea de colectare și spălare ale aveți, există un plan de să utilizeze 47 de litri de apă. Da. De 8 ori. Da. Va exista inclusiv un PNS pe partea de procesare. Noi o să prindem acest lucru în PNS. Am discutat exact cu crescătorii, cei interesați, pentru că nu toți erau, cu asociațiile interesate să acceseze programe în așa fel încât să-și facă centre de spălare. Pentru că, repet, aceste centre de spălare, aceste facilități nu trebuie să le facă statul. Statul trebuie să-i ajute ca ei să-și facă. Și în noul PNS vom prinde și aceste. Suntem în discuții și cu cei de la Ministerul Mediului, pentru că sunt foarte dure cerințele de mediu. Se utilizează foarte multă apă. Și cum vă sprijiniți pe crescătorii?
că aveți deja structurat cum o să-i sprijiniți ca să facă aceste centre de comunitate. Vreau să vă spuneți valoarea. Dacă suntem într-o analiză astăzi, cum putem să dăm toate răspunsurile? Deci exact cum vă spun. Aș vrea să le și implementăm, dacă dumneavoastră. O un alt coleg poate să întrebe dacă putem să implementăm. Mai puțin. Mai puțin. Despre asta vorbim de altă, deci despre cum rezolvăm problema lui. Că e păcat, România produce de la țărcan. 36 fraudele. Da, vă mulțumim de tot. Poftim? Dacă urmă că n-am bucetul, dar... Da, este. Am prins pentru 5 atașați în buget, nu mai știu exact. Și exact zonele doar zonele unde avem schimburi comerciale. Păi, în primul rând, vrea să mergem spre țările terțe, pe țările terțe, pentru că volumul cel mai mare de export, din păcate, noi l-am avut acolo, mai ales pe anumite pe animale vii și pe... Bine, vă mulțumesc! O singură întrebare, mă rog. Ați... Prietenii ne-au spus nouă că pe lângă secetă, temperaturile au generat mulțimea dăunătorilor din sol. Dumneavoastră, de curând, ați interzis utilizarea neonicotinoidelor, iar ei spun că se gândesc să renunțe la producția de floarea soarelui. Nu se gândesc să folosească altceva. Dacă v-ați gândit să le oferiți alternative sau să faceți educare în acest sens? Pentru că ei atât au spus că nu vor mai cultiva anul acesta floarea soarelui. Deci, sigur că nu noi l-am interzis. Noastră știți că nu noi l-am interzis. Comisia interzice de vreo 5 ani. Mai puțin. Comisia interzice de vreo 5 ani utilizarea neonicotinoidelor. România și Lituania au tot avut derogări. Anul acesta, în noiembrie, Comisia a spus că Lituania și România nu mai are dreptul aceste, nu mai are dreptul aceste derogări. Pentru rapiță. Repet, pentru rapiță. Și atunci, noi când am venit în noiembrie, în 5 noiembrie aici, era deja târziu să luăm o decizie radicală. Adică să încetăm derogările pentru toate culturile. Și am avut o întâlnire chiar în această sală cu apicultorii și cu fermierii, cu cultivatorii de rapiță, de floarea soarelui, de porumb. A fost o două dezbateri succesive. Pentru că nu am luat o decizie doar așa că vrem noi să luăm o decizie. Și în urma acelor consultări am decis să prelungim derogările pentru sfeclă și porumb, iar pentru rapiță și floarea soarelui, pentru că sunt plante melifere, să nu prelungim. Poftim? Alternativele care sunt în toate celelalte țări sunt pe piață și fermierii sunt informați și le vor găsi. Nu noi trebuie să le oferim, le oferă piață. Există. Deci în celelalte țări unde de ani de zile nu se utilizează neonicotinoidele s-au găsit alte alternative. Sunt convins că fermierii noștri se pliază foarte rapid și anul acesta vor găsi alternative. Tratamentul vegetal. Deci n-am mers cu datele Eurostat 2016-2019, am mers cu datele Eurostat. Datele Eurostat sunt tot de la noi, tot de la Da, avem și indicatori suplimentari. Am prins și alți indicatori, avem o analiză de vot, o supunem dezbaterii cu tot mediul asociativ, inclusiv și noastră veți avea acces la acest secret. Că nu e un secret. Între timp, anul acesta va fi făcut și recensământul. Sigur. Dar ce fel de agricultură să vrea în România? O agricultură de performanță sau tot cu ajutoare de drenii care să ia? Deci eu am spus la început care sunt priorități. Eu nu mă supăr. Eu am spus la început care sunt prioritățile noului PNS. Ferma de familie. Dar asta nu înseamnă că ferma de familie nu trebuie să facă
agricultură performantă, pentru că nu discutăm de ferme de subzistență, ci de fermele de familie care există în toată Europa și pe care noi suntem obligați să le consolidăm. Altfel vom avea doar câteva zeci de fermieri foarte mari și câteva sute de mii de ferme de subzistență pe care anual va trebui să le... Și noi de aceea vrem să consolidăm aceste ferme de familie care oricum se vor constitui și în mod natural, pentru că în zonele rurale am observat, pentru că și eu de 30 de ani lucrez tot în domeniul ăsta, încet, încet au început să se consolideze. Pe măsură ce cei care sunt mai în vârstă ca mine renunță la creșterea animalelor, cei care, sau la agricultura mică, cei care vin din urmă o fac deja ca și o fermă, nu țin doar două vaci. Deci fermele de subzistență dispar în mod natural, nu trebuie noi să le... Dar trebuie să ajutăm să consolidăm fermele de familie, micile business-uri în agricultură care apar și să identificăm și pe ei trebuie să-i ajutăm. Cei mari, sigur, ei deja se descurcă pe piață, n-avem nicio... nimic împotriva lor, dar noi suntem obligați ca stat să-i susținem pe cei medii, ferma de familie. Cu PAC. Domnule Ministru, pentru că ați spus de măsura 17.1 cu asigurarea, ne scriu familierii că e documentația foarte stufoasă, greoaie. Puteți să faceți ceva la A fost... Cu siguranță s-a uitat pe forma veche. Este mult simplificată. Asta a fost una din... S-a scos registrul agricol, am scos. Am scos foarte multe din... Deci ați simplificat Noi vă mulțumim!